Între timp se marchează 1-0. 1-0 pentru Poliaș. Mingea intră în poarta lui Straton, înscrie Lucaci Böle. O fază rapidă, vreme ce noi vedeam reluarea acțiunii lui Bărbuț. Iată ce se întâmplă. Grahovaț degajează către Golubovici, care îi trimite lui Lucaci Böle. Cânu stă departe de Böle, între maghiar și Golubovici, iar Böle înscrie cu execuție splendidă. Nu înțeleg poziția lui Cânu aici. Probabil aștepta ca Böle să intre pe cealaltă parte, în fine.